Reprezentanții sindicatului Europol îl acuză pe comisarul șef Cristian Ciocan, fost purtător de cuvânt al IPJ Mehedinți, actualmente director împuternicit al unității de politici publice din cadrul Ministerului de Afaceri Interne, că a încălcat legea. 7 fapte îi sunt imputate acestuia de foștii colegi. Potrivit sindicaliștilor, Ciocan ar fi amenințat și ar fi încercat să intimideze agenți de poliție. Incidentul a fost relatat pe pagina de Facebook a sindicatului Europol. Comisarul șef Cristian Ciocan, director împuternicit al unității de politici publice din cadrul Ministerului de Interne, este acuzat că ar fi încălcat 7 prevederi legale. În plus, ar fi avut un comportament scandalos față de agenții care îl sancționau, acuză reprezentanții sindicatului Europol din Poliția Română. Ciocan a pătruns pe o stradă unde acționa indicatorul accesului interzis și, la solicitarea agenților, a refuzat să se legitimeze, așteptând probabil să fie recunoscut de la televizor. Ulterior, agenții de poliție au constatat că autoturismul condus de Ciocan are ITP-ul expirat din anul 2018, autoturismul nu era asigurat, lipsea una din plăcuțele de înmatriculare, nu avea actele asupra sa și a refuzat să respecte indicațiile polițistului, se arată într-o postare a reprezentanților sindicatului Europol pe o rețea de socializare. În acest moment vreau să discut cu orice altă persoană, numai cu dumneavoastră nu. V-am spus cine că sunt coleg, ați făcut acel cine mă peste mine aceste aspecte că sunt am înțeles. Eu v-am spus și eu sunt mai declinat identitatea tocmai ca să înțelegeți cine sunt. Eu ies de sub duș și mă duc la un televizor să vorbesc pentru chestiuni. Am înțeles, în afară de a vorbi, de a insulta și de a provoca, mai faceți altceva, asta nu este atitudinea de polițist. Ascultați-mă, domnule, nu poți să oprești, nu poți să oprești din mijlocul intersecției, să blochezi intersecție, să nu te recunoști să nu ați intrat pe interzis. Pentru cele 7 fapte, Ciocan a fost amendat cu aproximativ 6.000 de lei, iar ca măsuri complementare, i-a fost reținută plăcuța cu numărul de înmatriculare a autoturismului și a fost suspendat dreptul de a conduce pentru 30 de zile, spun reprezentanții sindicatului Europol pe rețeaua de socializare. Atitudinea și comportamentul manifestate de Ciocan au fost scandaloase, mai ales pentru poziția pe care o ocupă, recurgând la amenințări și intimidări la adresa agenților și chiar i-a jignit afirmând că nu cunosc legea, mai susțin cei de la Europol. Cristian Ciocan a fost în perioada 2000-2005 purtător de cuvânt al Inspectoratului Județean de Poliție Mehedinți. Deocamdată acesta nu a formulat niciun punct de vedere cu privire la acuzațiile celor de la Europol.